Final de sezon cu emoții pentru FC Vaslui, care are probleme de lot. Dacă etapa trecută a lipsit din primul 11, Živko Milanov, din cauza cumulului de cartonașe, de această dată a venit rândul lui Paul Papp să fie suspendat. De asemenea, tot în compartimentul defensiv sunt probleme și cu Marius Constantin. O răceală îl chinuie pe stopăr de câteva zile, iar prezența sa la meciul cu Gaz Metan Media și este sub semnul întrebării. Jucător și cu cartoze mărealși. Se apanharem mais algum não podem jogar, como é o caso do Papp, por exemplo, como foi o caso da semana passada do Milanov. O jogador com cartonașe galbene, como a fost caso săptămâna trecută la Milanov, săptămâna asta Papp. Problemas físicos também, de alguns jogadores. Problemas físicos ale unor jogători. Outros que não têm esses problemas físicos no sentido de jogo, mas que têm febre, como é o caso do Marius. Alții care n-au problemas cu accidentări, dar Marius, por exemplo, a avut febră, e răcit. Mas vamos ter que apresentar 11. Dar trebuie să prezentăm 11 pe teren. E vamos nos apresentar fortes na mesma, porque... Și trebuie să prezentăm 11 puternic. É porque nós temos que saber lidar com essas situações. Pentru că noi trebuie să știm să ne descurcăm cu situațiile astea. Cum până la sfârșitul campionatului mai sunt doar câteva etape de disputat, tehnicianul speră să depășească cu brio această perioadă încărcată. Vine un program foarte complicat pentru noi. Urmează un program foarte dificil pentru noi. Cu poc timp de descans în relație între un joc și altul. Foarte puțin timp de pauză și de relaxare între un joc și altul. Ok, jucăm secundă-fără cu Gaz Metan. Jucăm luni cu Gaz Metan. Quinta-feira vamos a Panduri. Joi mergem la Panduri. Vamos chegar aqui muito tarde a Vaslui. După meci o să sosim foarte târziu aici. Și jucăm logo no domingo seguinte cu Sportul. Și după aia duminică jucăm cu Sportul. Prima finală pentru FC Vaslui se va desfășura în această seară pe arena municipală. Galben-verzii dau piept cu gazul lui Puștai, iar un eventual succes i-ar readuce pe moldoveni la 3 puncte de liderul CFR, care a învins în această etapă pe Dinamo cu 1-0.